Bine v-am reîntâlnit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ma, de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre înălțimile unui triunghi, concurența lor. Matematică, clasa a 6. Definiție. Se numește înălțime într-un triunghi segmentul ce unește un vârf al triunghiului cu piciorul perpendicularei duse din vârful respectiv pe latura opusă. Ne reamintim în acest sens că dându-se o dreaptă și un punct exterior acesteia, punctul de intersecție dintre perpendiculara dusă prin punctul dat la dreapta dată se numește piciorul perpendicularei duse din punct la dreapta. Observați! În orice triunghi avem exact trei înălțimi, câte una corespunzătoare fiecărui vârf, respectiv fiecărui laturi. Teorem. Dreptele suport corespunzătoare înălțimilor unui triunghi sunt concurente. Punctul lor comun se notează cu H și se numește ortocentrul triunghiului. Haideți în continuare să vedem aceste aspecte. În figura din imagine am desenat un triunghi ABC, notând vârfurile A mare, B mare, C mare, respectiv cu roșu înălțimea dusă din vârful A, cu verde înălțimea dusă din vârful B, cu galben înălțimea dusă din vârful C. Am notat punctele D, E și F, picioarele perpendicularelor duse din A, B, respectiv C, și cu H reprezentat ca punct cu roșu, punctul comun al celor trei înălțimi, adică ortocentrul triunghiului. Aceste aspecte le putem scrie matematic sub forma următoarelor relații. AD perpendicular pe BC, deci AD perpendicular pe BC, AD intersectat cu BC egal punctul D, această relație ne spune că punctul D din imagine, reprezintă piciorul perpendicularei dusă din A pe latura BC. Apoi, BE perpendicular pe AC, BE perpendicular pe AC, BE intersectat cu AC egal punctul E. Relația ne spune că E este piciorul perpendicularei din B duse pe latura AC. CF cu galben perpendicular pe AB, CF intersectat cu AB egal punctul F, înseamnă că F este piciorul perpendicularei duse din C pe latura AB. Deci, D, E și F sunt picioarele perpendicularelor duse din vârfurile A mare, B mare, respectiv C mare, ale triunghiului, pe laturile BC, AC, respectiv AB. În această situație, aceste relații descriu faptul că în triunghiul ABC, AD, BE și CF sunt înălțimi. Așadar, din teoremă, intersecția acestora, AD, intersectat cu BE, intersectat cu CF, ne va da un punct notat cu H mare, H mare numindu-se ortocentrul triunghiului ABC. Vă propun următoarea temă de reflexie. 1. Construiți înălțimile unui triunghi dreptunghic, identificând ortocentrul acestuia. Ce observați? 2. Se consideră un triunghi optuzunghic, A mare, B mare, C mare, cu măsura unghiului A mare egală cu 120 de grade.
desenați triunghiul și înălțimile acestuia, precizând ortocentrul său. Ce constatați? Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept în continuare la o nouă întâlnire online. La revedere!